În lista unităților de învățământ fără autorizație de securitate la incendiu se înscriu mai multe clădiri. Nu toate se referă la imobilele în care se desfășoară cursuri efectiv. În cazul unora este vorba fie despre internatele acestor unități sau săli de sport. La nivelul județului Prahova funcționează, fără a deține autorizație de securitate la incendiu, 50 de clădiri cu destinația de unități de învățământ. După specificul acestora le clasificăm în grădinițe, școli primare și gimnaziale, cât și licee. Până în prezent, 158 de clădiri cu destinația unități de învățământ au obținut autorizația de securitate la incendiu. De asemenea, vă comunicăm faptul că un număr de 625 de clădiri nu se supun avizării autorizării de securitate la incendiu. Prefectura Prahova explică faptul că s-au făcut deja comisii care să verifice instituțiile de învățământ ca până la începerea noului an școlar elevii să revină în siguranță la cursuri. A fost constituită o comisie mixtă pentru verificarea stadiului de pregătire al unităților de învățământ pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2022-2023, comisie ce va avea în componență reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Inspectoratului pentru situații de urgență și, bineînțeles, a instituției prefectului județul Prahova. În zilele următoare, această comisie mixtă va efectua verificări prin sondaj la unitățile de învățământ, potrivit propriilor competențe și în acord cu prevederile legale în vigoare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Prahova spun că la acest moment situația unităților de învățământ este una stabilă și că în clădirile neavizate nu există risc pentru elevii care vor reveni la cursuri. Noi sperăm că lucrurile stau într-adevăr așa, deci nu avem cunoștință că în momentul ăsta ar fi probleme legate de securitatea, siguranța elevilor, dar vă pot da exemple, sunt școli care în acest moment sunt în faza de finalizare a construcției, de exemplu, deci prin urmare trebuie să parcurgă drumul necesar pentru obținerea documentelor care să le permită funcționarea în condițiile legii. Sunt unități școlare care au avut parte de reabilitări sau chiar sunt în curs de reabilitare și pentru toate aceste unități școlare este necesară actualizarea documentației. Între unitățile de învățământ din județul Prahova neavizate integral se numără Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, însă documentația se referă la internatul școlii, sala de sport a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza sau Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret, cu imobilul în care se desfășoară cursuri fără autorizație. În total, 3 colegii, tot atâtea licee, 27 de școli primare și gimnaziale și 17 grădinițe.